Încă de la începutul lunii, APIA Buzău a început verificarea dosarelor depuse de fermieri din 2016 în vederea obținerii ajutoarelor în sectorul zootehnic. Au început și plățile către beneficiari, deși Ministerul Agriculturii anunțase ca dată de debut ziua de 10 martie. 4.659 au și solicitări pe sectorul zootehnic, cele mai multe fiind pe ANT8, acea primă pe exploatație la specia bovină de carne, respectiv 3.563 și peste 1.000 la sprijinul pentru cantitate de lapte și 1.230 pe sprijinul pentru sectorul ovine-caprine, pentru speciile ovine și caprine. În acest moment, la APIA Buzău sunt peste 1.800 de cereri care nu au fost autorizate la plată. În funcție de rezultatele verificărilor, acestea vor fi aprobate sau nu. Cuantumul ajutoarelor în zootehnie este semnificativ. Față de anii trecuți, condițiile de acordare s-au simplificat, astfel că și numărul beneficiarilor a crescut. Specia bovine, sectorul lapte, pentru cei care au livrat într-un an de referință minim 3 tone de lapte la un cumpărător, și se acordă cuantumul pentru 2016 este de 19,20 euro pe tona de lapte livrată. Dacă vorbim despre specia bovine carne și cuantumul este de 92,45 de euro, iar în cazul speciilor ovine și caprine, condiția de eligibilitate este de minim 50 de capete femele ovine, respectiv 25 de capete femele caprine. Și aici cuantumul pentru anul 2016 este de 5,59 euro pe cap. Plata ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat se efectuează în lei la cursul euro din data de 30 septembrie 2016.